Când Mântuitorul a dat o pildă într-o Evanghelie, a spus așa: mi-am luat femeie, n-am timp să vin, mi-am luat boi, n-am timp să vin, mi-am luat țarină și trebuie să mă duc să o văd. Ăsta era la țarină, deci nu era la cină. Ca drept dovadă că el nu prea avea acces la cină. Și de aia, în răzvrătirea lui, am ridicat și eu odată capul să mă cred mai sus și m-ai aruncat jos, adică nu mi-ai dat măcar un ied cu prietenii mei să mănânc. Așa aș tâlcui eu. Iar o variantă pământească, aș pune-o în cârca mironosițelor, preacuvioaselor și preasfintelor și preaminunatelor, stafide ortodoxe, aceste babe desăvârșite în ale credinței, care totdeauna le văd pe astea tinere, bagaboantele, curvele, știți cum ele dau din coate, toate sunt spurcate că-s tinere, dar uită și ele că au fost tinere, și tot atinse, și tot mângâiate, și tot iubite, și tot înnebunite după vreun flăcău, dar când se văd la 60-70 de ani, ca curcile lui Octavian Goga sau Coșbuc, nu știu cine o scrie, imediat se înghimpă de astea păcătoase. Și astea păcătoase într-o zi vor avea statut de mamă, vor avea statut de soție, vor avea statut de cuvioase și de mironosițe, pentru că trupul se vestejește, vremea nebuniei trece, sângele se potolește, mintea se coace, sufletul se trezește și devin și ele roabe ale Duhului Sfânt, nu ale păcatului. Aș interpreta varianta asta într-o teologumenă proprie, văzând de fiecare dată la spovedit aceleași expresii. Dar cine e bagaboanta asta care îți crede sfântă? Ce caută pe aici? Asta de ce o împărtășeți? Zdreamța asta cine este că stați de vorbă cu ea? Zdreamță ești tu care faci pe altul zdreamță? Bagaboantă ești tu care faci pe alta bagaboantă sau pe altul bagabont? Tu când vii la Dumnezeu ca fiul risipitor, întinzi mâna să iei inelul, deschizi gura să mănânci din vițel, îți iei haina, îți iei sandalele și te așezi în locul mesei de veselie unde te-a pus Hristos. Ar fi o variantă pământească a fiului risipitor. Este în potire împărtășanie pentru toată lumea, numai trebuie să fie vrednicie, este pocăință pentru toată lumea, numai trebuie să fie inimă zdrobită, este mantie de botez albă și curată, pentru oricine se poate spovedi și îi se dezleagă orice păcat cât de greu ar fi, și există sandale către Evanghelie, în orice mănăstire, în orice biserică și în orice lăcaș unde om ascultă Sfânta Liturghie. Pun iar punct și spun așa, că am lămurit problema fratelui mai mare. De ce am zice noi frate mai mare? Pentru că avem frați în credință, tot după Evanghelia Domnului Hristos, care au venit la muncă de dimineață la ora 9 în vie. Alții au venit pe la ora 10, alții pe la ora 11, alții pe la ora 12, alții au venit pe la ora 14, alții după amiază și alții spre seară. Stăpânul viei s-a tocmit cu toți cu un ban. Și când a fost să-și ia dinarul seara, cel de dimineață de la 9 a zis, stai așa, stăpâne, păi mi se pare total nedrept. Ăsta a muncit numai un ceas și îi dai un dinar și eu muncesc de azi dimineață și îmi dai tot un dinar? Și ce spune stăpânul? Bă, te-ai tocmit cu mine cu un dinar? Da, ia-ți dinarul și du-te și treaba ai tu cu averea mea, cum o împart eu. Deci ce găsim în parabola fiului risipitor, ca să nu mai întind programul că trece timpul? Mila lui Dumnezeu este din veac în veac și din neam în neam. Nu există om să aibă păcate câte nu le-ar putea el duce. Și pocăindu-se Dumnezeu să nu îi le ierte. De aceea este o cântare a Cirapostul Mare care se cântă în strană căutând la mulțimea păcatelor mele, cărările mântuirii, ușile pocăinței. Vedeți, sunt niște cântări de mare frumusețe făcute de Ioan Damaschinu care umple sufletul de bucurie duhovnicească. Asta e fiul risipitor pe care l-am văzut eu în Evanghelia de azi. Dumneavoastră îl puteți interpreta într-un alt mod și chiar vă puteți lua două foi și un pix și promit că dacă dumneavoastră scrieți niște eseuri frumoase, cu anonimat sau chiar cu numele propriu, le pot publica în pagina de învățătură să vadă și creștinii ce sporiți sunteți și cât de bine aprofundați Evanghelia și cât de bine vă însușiți
ca să putem crește sufletește și să ieșim din tiparul ăla numai de a pândi pe ăla sau pe ăla sau de a jigni pe ăla sau pe ăla. Să devenim și noi acei creștini de care spune Hristos. Dacă o să vă iubiți între voi cu dragostea cu care v-am iubit eu, atunci sunteți ucenicii mei. În finalul Evangheliei, tot fratele mai mare, cu gura mare, cum vă spuneam în text, acesta și-a mâncat banii și averea cu desfrânatele, iar pentru el a junghiat vițel. Însă tatăl foarte blând i-a spus scurt, toate ale mele sunt ale tale, adică împărăția aceasta când am făcut-o, așa am făcut-o. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului. Iar dogmatica ne arată, cerul cuprinde și îngerii, n-ai vrut să fii înger, tu ai plecat din starea îngerească, și pământul, care e cel văzut, și cine vrea să trăiască pe pământ, trăiește pe pământ. Însă tatăl taie scurt discuția, nu mai pune accent pe logică și pe rațiuni, nici duhovnicești, nici morale, nici teologice, nici normale, nici de etică, și spune scurt, trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, deci ce frumos să termine Evanghelia, că acest frate al tău a fost mort și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Deci vedeți care-i ținta fiului risipitor de astăzi din parabolă? Ca noi toți cei morți să aflăm unde am putrezit și ne-am împuțit și ne-am stricat de la păcat, să înviem și să venim la mâncat vițelul, să ne luăm sandalele, Evanghelia și inelul. Doamne ajută!